În Piața Mare din Sibiu se poate ajunge acum printr-un tunel de 40 de metri lungime și 24 înălțime. Nu e o glumă, în centrul orașului a apărut peste noapte, am putea spune, un tunel de lumină. 55.000 de LED-uri colorate îi dau viață noului edificiu. Să știe toată lumea că se apropie Crăciunul. N-au fost chiar milioane de lumini pe bulevardul care duce la Piața Mare din Sibiu. Au fost însă 55.000 dispuse într-o boltă care i-a lăsat cu gura căscată pe miile de oameni care s-au adunat să vadă minunea. 3, 2, 1! Tunelul de lumină are dimensiuni impresionante, are 40 de metri lungime și 24 de metri înălțime. E o structură destul de complicată, conține peste 55.000 de becuri de LED-uri și o astfel de structură a făcut înconjurul lumii. Luminile colorate și muzica i-au adus pe sibieni mai aproape de Crăciun. Instalația de lumini este unică în România și fiecare copil a văzut-o altfel. Toți au fost însă impresionați. Este un paradis, să zicem așa, de lumină. E ca un castel. E mirific, adică nu mă așteptam să arate așa. E super, super. Ați făcut și poze? Încă nu, dar o să venim mâine și o să facem multe poze, foarte multe poze. Se bucură și ia parte de acest eveniment, iar noi ne dorim să continuăm tradiția acestui eveniment. Tunelul va rămâne aprins doar până mâine seară, dar organizatorii promit că la anul să aducă unul și mai mare.